Cele 10 ventilatoare pulmonare donate de Mold Cell pentru 8 spitale cu profil COVID din Republica Moldova au fost instalate și au început să fie utilizate în procesul de salvare a vieților. 7 dintre acestea au ajuns în instituțiile medicale din Chișinău, iar alte 3 în Comrat, Cahul și Bălți, acolo unde există o necesitate strigentă de tehnică medicală, în special în această perioadă pandemică. La nivel mondial există o cerere mare și un deficit de astfel de echipamente și compania Mold Cell a depus un efort considerabil pentru ca să-l aducă aici, în țara noastră. Ne bucurăm foarte mult că aceste ventilatoare au ajuns și în regiuni. Aparatele de ventilație pulmonară donate și instalate de compania Mold Cell sunt performante și mult mai eficiente în lupta cu noul coronavirus la pacienții ce se află în stare critică. Lucrătorii medicali au fost bine instruiți în lucru cu acestea. Știu și данный aparat de Камрадской районной больницы необходим, он более модернизированный, более современный. Aceste aparate permit pacienților să respire în continuare cu ajutorul lor atâta timp cât este nevoie să trecem peste perioada critică. Este un ajutor binevenit. Secția de terapie intensivă, care a luat asupra ei activitatea și primirea pacienților gravi pentru intubare și ventilare în tot nordul țării, au fost momente când era încărcat complet. Este un suport considerabil, fără de care e greu să faci față provocărilor impuse de pandemie, afirmă lucrătorii medicali. Este un aparat destul de bun, cu diferite regimuri de ventilare. Спасибо компании Mold Cell, что она предоставила нам такую огромную помощь в это тяжелое время. Compania Mold Cell se află alături de sistemul medical încă de la primele zile ale pandemiei. Susținută de acționarul său CG Cell, familia Mold Cell va continua să sprijine spitalele din Republica Moldova. Acțiunile sale de până acum pentru susținerea medicilor, clienților, pacienților, profesorilor și elevilor depășește 8 milioane de lei.